Dă muzica aia mai încet, tu mă nebunești. Hai, mișcă-te, mișcă-te. Părerea mea este că acest băiat nu este pentru tine. Asta am vrut să spun eu, dar bine că mi-a luat-o înainte. De la tata mă așteptam tot timpul să comentizat de la tine. Ce să zic, e bine, fiime. Are un tip super. Super. Părerea mea că ești nefericită și nu ai atenția. De unde ți-a venit ideea? Nu ai atenția de care ai nevoie. Te-am spus că acest băiat nu este pentru tine. Mai bine rupe relația cu el și gata. Nu, o să rup relația cu voi, da? Nu ești o femeie trecută, e păcat să nu-ți trăiești viața. Ce ți oferă ții somnorosul ăla din casă? Pur și simplu m-a uimit. Deci, asemenea bărbați mai întâlnești tu unul la un milion. Ascultă-mă, eu nu am nimic cu tine, da? Tu nu știi. Tine, eu am ce am tu cu nu el. Știi de mine, eu nu adică știu de noi tine. N-am făcut planul să avem o familie stați împreună. Puțin, nu sunt căsătorit cu niciuna. Mă stărăsc cuvintele în fața mea. N-ai văzut nimic până acum. Care Gianina? Te-am întrebat. O iubesc pe Gianina, nevastă ta. Cu toții ne ghidăm viața după anumite principii. Bune, rele, nu contează. Și, printre altele, nu odată spunem, eu așa ceva nu aș face niciodată. Dar viața, care are o mare doză de ironie și uneori este chiar șugubeață, creează niște contexte în care, cu greu, putem rezista ispitelor. Chiar dacă aceste ispite complică tare rău ecuația într-o familie, de exemplu. V-am spus, cred eu, suficiente încât să vă fac curioși. Așa că așezați-vă confortabil, pentru că urmează o poveste de familie cu o intrigă spectaculoasă. De câțiva ani, Roxana locuiește în Sicilia, unde încearcă să își construiască un drum în viață. Acolo l-a întâlnit pe Ștefan, un alt român aflat în căutarea unui rost în viață. După un an de relație, Roxana și-a anunțat părinții că va veni în țară alături de Ștefan, pentru ca și ei să-l cunoască pe echipeșul ei ales. De aici agitația Gianinei, mama Roxanei. Cât despre Sergiu, tatăl ei, el este mai relaxat, până la un punct. Ce faci, măi, Sergiu, măi? Tu vezi că eu de-abia mă mai duc cu toate astea? De ce nu vii să mă ajut? Și mă interesează pe mine ce faci tu, că ce-i problema mea? E treabă de femeie, nu e de treabă de bărbat. Adică, măi, dar vin copiii, trebuie să sosească. Aranjează, n-ai așezat și tu farfurii, da? Uite și tu în ce halaș arată masa asta. Ai, măi, Sergiu, mă, măcar astăzi fii și tu cum uite, trebuie. Nu zici că nu te ajut, te dau și o muștele nu la o dai, parte. Nu dai, te rog frumos, așează farfurile că mă duc că mai am ceva de adus. Haide că mă grăbesc. Hai mai repede, mișcă-te. 20 de ani mi-a mâncat sufletul. Un pai nu ridică. Are nevastă mea o gură când vine să nu mă mai întorc acasă niciodată. Ia uite-te la ea ce pretenție are, dar cine se crede? Dar ce impresia că vine prințul ce asta? Băi, dar chiar nu faci nimic, hai că mă enervez. Dar nu Doamne treabă Dumnezeule. De bărbat asta. Doamne Dumnezeule, uite și tu cum ai pus agitație. Astea grămadă. Te-am pus să faci toate să astea. Să vină copiii să le găsească frumos aranjate. Dar e destul pentru dar mult prea mult. Ce ți-a venit să faci atâtea? Ce și sarmale, și purjoale, atât? Și fasole? Nu-i cam mult? Măi, dar de când n-a mai venit copilul acasă? Ia, eu am vorbit cu ea și mi-a zis ce vrea să mănânce. Cum adică? Fiica mea vine cu iubitul ei și trebuie să fac și o impresie, nu? Că nu se știe ce o să fie. Așa este frumos, așa este normal, așa simt să-mi aștept copiii. Dă-mi încoace farfuriile alea, că-ți dau cu ele în cap, auzi că au venit! Poate și te rog frumos să te comporți cum trebuie. Am și nervezi. Hei, hei frumoșilor, bine ați venit! Te rog mult de tot, lasă muzica, că am vecini mai ciudați așa, sunt care au nevoie de liniște la cap. Tata, te rog mult, ne facem de rușine. Tata lui tati! Hei, am uitat-o! Și-a venit ăsta cu o muzică gălăgioasă, mai bine spus, ca să se dea mare. Ce să demonstreze, atât mie cât și vecinilor? Am început bine, ci că oprește muzica. Doamne, ce frumoasă ești tu, dar... Dar ce e asta? Așa e moda în Italia, tată. Așa e moda în Italia, așa se poartă. Ce faci, iubita mea? Ce faci? Mami!
Mami, dar ce te-ai împlinit! O merge tot bine, mami! Bine. Ce dor mi-a pus! Bine v-am găsit! Ștefan, dacă am înțeles bine! Da? Mamă, el este prietenul meu, Ștefan. Ca să-mi ducem puțin relațiile, să le începem frumos. O, pare bine, o sticlă frumoasă de ceva finuț de la Italia. Să ne dăm și noi ochelarii jos, iubitule. Nu trebuia. Lasă că o să... Nu trebuia să vă cerpiți eu cu ceva original. Iubitule, dă-ți ochelarii jos, o să vadă minunații tăi ochi, de care m-am îndrăgostit eu. Nici atenție așa. Cu ochii lui m-a vrăjit. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Să folosească în casă așa, tablouașul. Dar ce bine vă stă, măi, frumoșilor. Pe ce spune Ilie? Frumoși, frumoși. Sunt frumoși, da. Eu și Ștefan suntem împreună de un an. El a vrut să-mi cunoască familia. Cred că e un semn bun. Vrea să mă ceară de soție, sunt sigură. Hai să mergem, că nu mai pot de sete. Hai că stăm în soare. Ne este atât de cald. Mulțumesc, dar nu trebuie. Sper să-ți plac. Iubitul meu e foarte atent. Și mie îmi place mult. Și cu mine și cu cei dragi mei. Asta o să o savurăm împreună odată când... Las că te servesc și eu pe tine cu ceva. Vreau să văd. De origine, de românească. Nu văd, nu cred. Ce dor mi-a fost de casă, măi, mami, mami. Creșor, după atâta de natură, de tine. Flori, ia uite, de tot. Ți-a făcut mami exact ce mi-ai cerut. Am venit cu iubita mea să-i cunosc părinții. Dar nu știu dacă am făcut chiar atât de bine acum. Frumos din partea lui că nu a venit cu mâna goală. Adevărul e că bărbatul meu nu mai mi-a cumpărat ceva de ani de zile. Ce mi-ai adus? E bună, gospodina! Lăhițu, iubirea lui mami! Ia uite, ține-a venit, mami! Ia uite, iubirea! Ia uite, ține-a venit! Cred că nu-mi vrei mai cu mâini, așa de dor! Vezi, orice îi face, nu-l pupa în bot. Dacă l-ai pupat în bot, ți-ai lins pe bot. Un pupic mic n-are nimic pe năsuț. Eu nu te mai pup. Uite ce frumos e! Prinde-l să-l iau și eu în brațe, te rog, iubire! Și că mă gândesc că e cu 10 ani mai mare decât fii mea, nu știu ce să înțeleg. Acum. Dacă se înțeleg, se înțeleg. Asta e ok. Bă, bune acum, na, încetează și tu cu, uite, a băgat botul în fasole. Acum poți să mai mănânc fasole. Dar n-a băgat niciun bot, dragă. Tu acum. Ce ai? Strici ziua frumos. Asta frumos. Uite-l cât e de frumos. Uite pupul acum, da. Situ. Uite să trăiască, să ajungă pe grătar. Uite-te frumos, uite-l, uite-l. Încearcă să-l lași pe jos, mai bine. Lasă-l să mâncăm și după aia. După aia o să stai. Eu nu știu că mama ta e așa gospodină de săvârșită. Uite-o slihnit și uite ce bunătăți a pregătit maica ta. Deci, pe bune, eu nu mai stau, gata, vreau să mănânc. Eu vreau să mănânc. Uite ce păjoale mișto. Vrea să mănânce. Asta e foarte bine, asta e un semn bun. Asta e un semn bun că trebuie să mănânci exact ca la mama acasă. Ai și o mamă foarte frumoasă. Mă miram că... Deci trebuia să-i semeni cuiva. N-aveai cum. Dacă-i câștig inima soacră-mii, am liniște în casă toată viața. Tata, tati, ce cu peruca aia? Păi, tată, nu ți-am zis că așa e moda în Italia? Lasă-mă, că nu știi tu de asta. Dar nu-ți place, mă, ovul ăla, e foarte frumos. Dacă place nu iubi, place ce? Deci e perfect, e artistă. Uite-te la ea puțin ce bine stă. Așa, și oamenii se mai schimbă. De-aia vin din afară, cu idei noi. El mă place. Apropo, dragii sunt Kim mei. Kardashian de România. Da, eu mi-am rupt unghiile în cheița de la pateu. Mă ține numai în aperitiv și în pateu. N-am mai văzut destea o sarma și o pacasă, o ciorbă de perișoare. Iubirea mea nu prea gătește, mamă, păi, nu știu să fac ciorbă, măi, mami, dar nu-mi iese. Dar te-am învățat, ai să mereu lângă mine. Are toate calitățile, numai că nu știi să gătească. Despre Ștefan, îl iubesc foarte mult și îmi doresc din suflet să fim fericiți. Vă mulțumesc frumos pentru toată mâncarea asta deosebită. Ei, așa ceva n-am mai mâncat, cred că de când, n-am mai fost acasă de când. Gătesc mai bine decât maica mea. Vai, mulțumesc, mă bucur să aud asta. Cu această ocazie a gătit atât de bine, dar rest n-are nicio treabă cu gătitul de calitate, cu atâta cantitate. Tata, tu nu te-ai schimbat, tot timpul ai ceva de reproșat. Nu, tot așa a rămas? Nu sunt realist, draga mea. Dacă dumneavoastră ați gătit și dumneavoastră ați stat să pună masa, eu o să strâng masa personal, pentru că mi-a plăcut foarte mult cum m-ați servit. Nu, 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 vă rog frumos, e plăcerea mea. Te rog frumos, Ștefan! Insist, este plăcerea mea. Roxy, cum îl lași pe el? Ajută-mă tu! Nu, te rog frumos, lasă că strâng eu tot. Hai că vă ajut și eu. Ne ajutăm unul pe altul. Ia-o pe asta, iubitule. Da. Te rog. Numai soțul meu nu ajută. Tu eu mai mănânci, ajutat, dragă? Nu mai mănânc, duc acolo, da? Bine acolo, săturat. Da? Hai, poți să adun mănânc tot, dacă uite e acolo, te duci. E bucătăria. Poți să adun tot. Îți arată mama. Nu doar că a strâns masa, dar Ștefan s-a apucat și de spălat vasele, iar asta stârnește admirația viitoarei soacre. Dar socrul, tată de fată, nu este simplu de îndulcit și, în aceste situații, discuțiile dintre bărbați nu sunt mieroase. Ștefane? Da. Ștefane? Poți să vă zic tată socru, nu? Depinde. Posibil
să fie și asta. Da, am zis să fie așa, în gest de prietenie. Uite, am niște vorbe cu tine. Vreau să fiu foarte, foarte atent, fiindcă nu-mi place să mă repet. Și eu sunt foarte direct cu ce am de zis. Este singura mea fică pe care o iubesc. Ți-ai dat seama că iubesc-o enorm de mult. Ai grijă ce faci cu ea. Eu ce vreau să spun? Nu știu trecutul tău și nu prea mă interesează. Dar să nu uiți că este fiica mea. Și dacă cumva, eu știu, aflu că ți-ai bătut joc de ea, că o folosești sau alte chestii și nu o respecti așa cum trebuie. Uitați care e treaba. Nu o să o iau ca pe o amenințare, o să o iau ca pe o chestie că precum că țineți foarte mult la fată și apreciez treaba asta și îmi place foarte mult că vă iubiți copilul. Și nu o să aveți de... Nu, să nu aveți mai să termini. Neplăceri. Eu știu foarte bine de ce am venit în casa asta. Am un singur scop. Și o să mi-l ating. Ai grijă ce faci cu fata mea. Ok. După câteva zile petrecute la părinți, tinerii se gândesc să le facă acestora o surpriză, mai ales că Ștefan și Roxana au făcut mari eforturi să-și cumpere o mașină atât de scumpă, cu care acum pot impresiona. Porumbeilor! Hai să vă plimb cu limuzină! Ei! Noi să fie! Eu am o problemă, Ștefan, Rox. Ce problemă? Știi că eu nu pot să stau decât în față. Haide, stai tu în față! Stai! Păi că stau eu cu tata! Stai în față! Mă duc în partea cealaltă. În spate nu putea să stea. Trebuia să zici tu ceva. Tată, știi că e rău. Nu mai ghiță contra asta, mă, frate. Dacă era mașina noastră, nu-i mai era rău. Păi și la voi în mașină nu stă tot în față? Da, exact. Nu știu de ce ești așa rău. Tata socru are boala contrazicerii. Da. Dar ce gânduri aveți porumbeilor? Unde ne duceți? Păi am zis să ne relaxăm și noi un pic. Cum? Unde? Să bem și noi ceva ca băieții. Să-l cunoașteți mai bine pe Ștefan? Păi da. Păi bine. Să petrecem timp cu familia, nu? Hai, să ne distrăm. Dar ce-ai, dragul? Ce? Hai, muzică! Ce? Nu mai încet cu viteza. Așa. Mai încet, că nu pot să suport nici muzica, nici viteza. Nimic nu suporți tu. Fiecare pe stilul lui. Eu conduc mai agresiv, tata socru mai pe bătrânești, așa. Mă gândesc că e o mașină scumpă, așa. Cam cât a costat mașina asta, Ștefane? Cred o că gălăgie de bani. Vreo 40.000. 40.000 de euro? Normal. Mașină puternică pentru un bărbat puternic. Păi cu 40... Da, mai lasă muzica aia. Ștefane, cu 40.000 puteai să-ți iei o locuință. Puteți face altceva cu banii. Mai făceai și un credit după aceea și... Păi și făceam. Plăcerile vieții când? Dacă fac acum, dacă îmi luam casă, de exemplu. Restul când îmi mai luam? Prin ce? Ce să facă cu creditul? Sunt tânăr și eu acum. Un bărbat responsabil e acela care își face o casă, își face o familie, face copii, nu ca ăsta. Tata, mai tradiționalist. Dacă ar fi după el, nu ne-am luat nimic nou în casă, niciodată. Hai să vă pun și o melodie frumoasă. Aolo, mă omor cu melodiile. Aolo, mă omor! Dă muzica aia mai încet, mă nebunești! Haide, haide! Hai, mișcă-te, mișcă-te! Gianina! Ești cu mașina noastră, nu mai ai talentele astea! Iau ce bine! Ce bine cântă! Nu mai ești tânără, Gianina, nu mai ești tânără! Ce să zic, îmi place maxim și în sfârșit mă simt și eu bine. Ștefane, ca între bărbați așa, dacă vrei să mergem undeva să bem ceva și să ne simțim ca lumea... Ah! Dar până la urmă, unde ne duceți? Tata socule, dacă nici asta nu-ți place, înseamnă că nu mai nu-ți place deloc. N-am să te mai sun, am să te duc. N-am să te mai sun, fără niciunare. Pe mâine îți dau în fală, 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 fală. Încep să cred că până la urmă ăștia au nebunii cu toții. Buzele tale, mă iau pe cale, buzele tale. Băi, eu cobor din mașină, că nu mai suport! Da. Mai, mai,
niciuna. Unde ne duce? Băi, o poate să-i ursa cu voi. O să iei de drum. N-am să te mai supăr niciuna. Nu, așa nu convine. Așa nu convine. Până la urmă, unde ne duce, Ștefan? Vorbesc foarte serios. Până la urmă, unde ne duce? Tu te mergi? Așa e nervat, tata. Vrei normal să mă... Ce tata infarct? Măi, dar cine ai de țipi așa? Deci eu nu mai înțeleg nimica. Măi, dar cum să... Dacă v-ați propus așa? Să mă faceți cu capul, este șansa voastră. Acum mă înțelegi? Tata Socule, simte-te și tu... Vreau să unde mergem. Simte-te și tu un pic tânăr pentru 15 minute. Voi e bună, cântăm, ne distrăm, ce da, numai voi. Puțin îmi pasă dacă tata îl place sau nu pe Ștefan. Important e ca noi doi să ne înțelegem. O ieșire din București este binevenită, dar Sergiu, tatăl Roxanei, nu s-a relaxat încă, chiar dacă a schimbat aerul de București. Deci fiți atenți la mine și mai ales tu fii atentă, că niciodată nu ești atentă la ce... Tată, cum se face? Ștefan este nou în familia noastră, dragă, nu-l speriați. Așa, așa erau tot ce spune. Păi tot timpul, de mama, tot mereu, timpul. Mereu e neatentă. Am venit să ne distrăm. Da. Nu se uite poate. Cine știe nu să dea. Așa se dă? Mai că ți-a rău. Asta nu se pune. Asta a fost de antrenament. Ia-mi, mă iau de el și tu ce faci? Dacă mai avem una de recuperat. Lasă gura aia mai mică, știi cum e el. Tot timpul vă ciondăniți. Sincer să fiu, habar n-am de cine vasta mi-a vrut să venim aici, când ea habar n-are să joace biliard. Nu știu unde o să ajungă relația asta, dar eu așa nu mai pot. Ia, stai puțin că ți-a arătat eu. Ia să vedem cum dai cu fața. Dar nu voi să atingi bila, uite ce faci, nu mai prostii faci. Da, mă, lasă! Dă-i o șansă, omule, și ei să joace și ea. Tot timpul ești numai cu gura pe mine, parcă aș fi un copil. Hai, hai, că... Mic. Vorba lungă, sărăcea omului. Lasă-o la prima lovitură, lasă-o pe ea. Știi că mie mi-era dar foarte... Dar chiar nu ești capabilă uite. Să dai într-o gaură? Ce e lovitura asta? Ești incapabilă. Fii atentă la mine, că după aia ți-și arăt. Deci nu te pricep deloc. Eu rămân mască. Nu știu ce fel de bărbat e ăsta care vorbește în halul ăsta cu o femeie. Da, lasă-o puțin ce? Să concentrezi, omule, că mai tare ne certăm trebuia decât să... Trebuia să dea în gaură. Gata, gata, te rog frumos. Aleu, ai venit fii să ne faci de râs aici. Atenție puțin la mine, că după aia ți-și arăt. La noi, gata. Eu știu de ce nu ies cu ai mei. Tocmai pentru că se ceartă non-stop. Sunt Tom și Jerry. M-am săturat. Odată vin și eu în vacanță și iar vă certați. Stai puțin, vă las în ceartă, mă găsesc în ceartă. Ce înseamnă asta? Eu nu mai am chef să o învăț cu nimica, pentru că nu se pricepe. Toată viața am încercat să o învăț, să-mi joace cum trebuie și nu se pricepe. Dacă nu taci, acum plec. Acum! Și puțin îmi pasă. Ștefan, te rog mult de tot. Ocupă-te tu de ea, că eu toată viața m-am ocupat și tot habanistă este. Du-te și ea ceva de băut. Prostă ca de obicei. Toată ziua stai în fața mea. Mai bine mă duc și mă răcoresc și ceva de băut. Te rog, învață-o tu pe mama. Ia asta, ia asta. Stai relaxat. Să plece, să nici nu mai văd, că mi-a mâncat sufletul. Stai relaxat. Ia tu ăla, te rog. Așa. Am ieșit și noi în familie și uite ce-mi face. Lasă, deci, întinde mâna. Întinde mâna, stai puțin să vin. Tată, așa. Tată, te rog frumos, du-te și stai jos. Așa, ăsta ține-l bine de aici. Ține-l bine de aici. Vai, săracă, se intimidează. Să învețe. Ce, eu mai am răbdare să o învăț? Vrea să învețe bine, nu vrea? Asta e. Da, bărbatul meu are 50 de ani, dar se comportă ca unul de 80. Și asta, ține-o pe aia fixă. Acum ține mâna fixă, aia puțin fixă, da? Exact. Așa. Vezi ce bun este Ștefan, da, mami? Da, să știi că este foarte bun. Explică cu calm. Încearcă să te apropii, să te apropii puțin de bilă. Una, două, trei și... Cu astfel de femeie trebuie să te porți un pic altfel și să ai puțină răbdare. Ștefan, ți-o las pe mama în grijă pentru că nu-i mai suport să-i văd în situația asta. Trebuie să fiu tot timpul arbitru. Hai, vorbește mă cu el. Mă duc să vorbesc cu el, să-l calmez. Poate îl calmez, și tu, definitiv, mă că m-am săturat. Bine, o las pe mâna, dai pe mâini bune, da, mami? Stai liniștită. Indiferent de vârstă, de ani petrecuți alături de o femeie, cred că un bărbat ar trebui să-și respecte soția. Asta este părerea mea. Măi, tată, chiar așa? N-ai și tu un pic de rușine? De ce te iei într-una de mama? De ce? Pentru ce am plecat eu din țară? Care e motivul pentru care eu stau departe de țara mea și de voi, de familia mea? Îl știi foarte bine, nu? Tu nu știi că mai există din când în când și ca probleme în familie. Ca să nu vă mai văd certând. Pentru că mi s-a acrit. Tot timpul. Vă certați. Ce zice băiatul ăsta? Ce zice? E prietenul meu, o să fugă ăsta... În ce familie m-am băgat? Trebuie să înțeleagă și el. Trebuie să înțeleagă că voi vă certați. Familie mai sunt câteodată știi și ceva? Probleme. Taci, nu mai scoți niciun cuvânt. O faci pentru mine, pentru fata ta.
pe care o vezi odată la nu știu câți ani, da? Și nu mi-ai spui, nu mai adresezi nici măcar un cuvânt mamei. Este invizibilă pentru tine, înțeles? Cum se comportă soțul meu cu mine? Cum îmi vorbește? Și cum se comportă Ștefan? Da, există o diferență de comportament, iar răbdarea lui Ștefan dă roade. Mai este nevoie doar ca Sergiu să fie puțin mai calm. Veniți și voi, hai să facem o echipă aici să jucăm și noi. Că am învățat. Tată, dar nu mai de mama, te rog. Măcar pe jumătate și tot ai învățat. Care e ideea? Să vedem ce am învățat. Eu... Deci, nu spun am că... învățat să lovesc mingea. Nu fi așa de greu să bagi niște bile, niște găuri. Aia te rog găuri. Frumos, tu ești bărbat, aplanează situația, măcar de dragul tău, pentru că ești nou Sergiu. În familie. Hai să facem echipă. Uite, sunt eu cu Gianina cam și tu. Cam repede ai învățat-o. Ai reușit să o înveți într-un timp scurt în care eu am o viață întreagă, am încercat să o învăț și n-a vrut să învețe. Sunt reguli simple. Dacă tată, ce-am vorbit până acum? Să văd ce-am învățat. Asta e aminte. Mă, dar răutăți și o să mai ieși, mă, pune-mă mâna și hai să... Uite, fă echipă cu fiică-ta și eu sunt cu Gianina. Voi doi și noi doi. Sincer, de ani de zile nu mai m-am simțit cum mă simt acum. Într-un final, toată lumea se simte bine și seara cu toții se întorc în București. Cei mai în vârstă sunt osteniți, însă cei tineri, ei bine, știți cum sunt tinerii, mai greu de ținut în frâu. Hai, mă, gâdul acolo! Doamne, cred că o iau razna. Chiar o iau razna. Cum pot să mă gândesc la așa ceva? Doar e iubitul fiicei mele. Sergiu! Sergiu! Ce vrei? Măi, tu n-auzi nimic? Ce ai mai coșmar? Fură-i de parcă, nu, trezește-te! Nici să dorm nu mă lasă! Ascultă ce spun, trezește-te! Tu n-auzi ce e dincolo în camera aia? Nu poți să dormi de atâta zgomot, de atâta zarvă, dar chiar așa, ieși tu și zile, zilul ăsta de la obraz! Ia-uzi! Nu pot să dorm! Ce-mi faci că mă doare? Ce spun vecinii? Păi, dar cum eram și noi cândva? Hai, lasă-mă! Tu de ce nu te duci? Ce te să... Hai, Sergiu, du-te! Că vreau și eu să dorm! Fac gălăgie intenționat. Vreau să văd cum reacționează Gianina. Deranjez porumbei! Hai, măi, Sergiule, zău! La stresantă! Sunt obosită! Păi sunt stresantă, fiindcă eu lucrez și muncesc toată ziua. Vin acasă și fac toată treaba. Tu nu stai decât la televizor. Nu poți să dormi. Și dormi liniștit. Eu nu sunt eu de vină. Du-te și spune-le. Toate mai eu să le fac. Da, fă-le tu. Da, săracu. Normal că l-am trimis pe el. Că doar nu o să mă duc eu să se creadă altceva. Mai porumbeilor. Roxana, Ștefan, Ștefan, am o mare rugăminte la voi, chiar așa din bun simț mai, da, știu, mai cu perdea. În viață trebuie să știi să te bucuri de ce ți se oferă. Nu știu de unde l-a găsit fiimea pe ăsta, dar nu e normal ce face ăsta în casa mea. Hai, noapte bună, tata! Gata, nu mai pot să mai stau, am treabă. Hai, mi-ai promis? Scuze, încercăm și noi, încercăm, facem tot posibil. Poți să doarmă nevoastră, mă, din cauza voastră. Hai, noapte bună. Noapte bună. Gata, băi, nevastă, ne-ai ești mulțumită? Ciudat felul în care Gianina privește lucrurile, iar lucrurile mai puțin obișnuite în ceea ce o privește nu se opresc aici. A doua zi, stimata doamnă merge la sala de fitness, deși în viața ei nu prea obișnuit acest lucru. Ce e cu tine aici? Ai, bună! Ce faci, fată? Păi, Maura, am rămas surprinsă să te văd am aici. Am vrut să-ți fac o surpriză. Uite, ai venit la sală. Greu. Am trăit să o văd și pe asta. Prietena mea la sală. Greu, fată. Ce faci tu? Ai început treaba, a? Da, am auzit că fita are pe unul șmecher cu mașină. Da, fată, a venit din afară. Cam de vreo două săptămâni și... ce să zic, e bine, fiimea. Are un tip super. Un băiat extraordinar.
Nici nu mă așteptam vreodată ca fiimea să întâlnesc asemenea tip. Este super, este înalt, este frumos, este galant, elegant, stilat, cu mult bun simț. Ce să zic? Pur și simplu m-a uimit. Deci, o asemenea bărbat mai întâlnești unul la un milion în ziua de astăzi. Știi cum e, dar ai văzut, bărbatul meu stă toată ziua cu ziarul, cu televizorul. M-a făcut naibii scoică canapeaua aia toată ziua, numai berea și televizorul. Deci, da, pot să zic că e norocoasă fiimea. Din ce-mi povestești, cred că mai mult îți place ție decât... Fată sincer, să nu ne audă cineva, chiar îmi place. Recunosc, sunt îndrăgostită de iubitul fiicei mele. Dar uită-te la mine, vârsta, ia uită-te, tocmai de asta vreau să mă tonifiez, vreau să slăbesc, vreau să scap de colaci, vreau să scap de grăsime, vreau să fiu fit, să mă placă, pentru că el e înalt, mișto. Păi și cu fita ce faci? Știu că e vorba de fiimea, nu vreau să o rănesc, dar ea nu iese de măritat. Tu-ți dai seama în ce situație sunt? Tu-ți dai seama? Fiimea vine cu băiatul cu care zice ea că ar fi definitiv, să zic așa, adică alesul, și eu să mă îndrăgostesc. Fată, chiar m-am îndrăgostit, e rușinos să nu râzi de mine, dar chiar m-am îndrăgostit. Nu, dar uite... Știi cât e de mișto? O să-l vezi. E un tip extraordinar și nu doar că arată cum arată, dar, ți-am zis, are o grămadă de calități. Ce să zic? O grămadă de calități. Și foarte galant. Și acum nu știu dacă e, cum mă place el, dar eu m-am îndrăgostit puștoaică la 20 de ani. Ce să zic? Ca femeie o înțeleg. Poate are nevoie de puțină adrenalină în viața ei. Dar e urât. Să iei prietenul fetei tale, e urât. Dacă mă întreb pe mine, eu acum aș divorța și l-aș lua și aș pleca cu el în lume. Dar nu, cum? Dar totuși, nu știu cum Sergiu ți-a crescut copilul și totuși. Băi, eu să-l respect toată viața mea. Știi bine, tu știi toată povestea mea. Tatăl Roxanei a murit când ea avea 5 ani într-un accident de mașină. A trebuit să-mi refac viața pentru că ea era foarte mică și aveam nevoie de un bărbat care să mă ajute în creșterea ei. Băi, dar așa bărbat, crede-mă că m-am plafonat. Deci ai văzut că nici la sală n-am ieșit. De când te rogi de mine? Vino, fă, drege. Da. Nu, servici casă, servici casă. Chiar m-ai mirat acum să te văd la sală, dar acum înțeleg motivul de ce ai venit la sală. Ștefan este fix ca tatăl Roxanei, bărbatul pe care eu l-am iubit foarte mult. Vai, doamna Gianina, ce situații avem! Păi nu se poate așa ceva. Să te amorezezi dumneata de iubitul fiicei tale. Unde mai pui că Ștefan este un bărbat isteț cu multă experiență la femei. Și uite așa se nimerește într-o bună zi prin zonă, exact acolo unde avea treabă Gianina. Măi să fie! Bună! Bună! Ce faci? Hai înăuntru, nu mai sta! Ce-i cu tine aici, Ștefan? Hai, nu mă așteptai? Sau așteptai pe altcineva? Nu așteptam pe nimeni. Ești surprinsă să mă vezi? Da. Ce cu tine? Ce să fac? Uite, aveam niște treabă în zonă și te-am văzut și cum să nu opresc? Eu știu ce fel de femeie este. Știu ce îi place și ce nu-i place. Și o astfel de femeie trebuie să o iei cu frumosul. Am să-ți zic ceva. Până la urmă, tu ești o femeie frumoasă, să știi. Ești o femeie foarte frumoasă. Da, mulțumesc. Da, ce să zic, că... Eu cred că ești nefericită. Părerea mea că ești nefericită și... Nu ai atenția... De unde ți-a venit ideea? Nu ai atenția de care ai nevoie. Soțul tău nu se poartă cu tine așa cum trebuie. Și cred că ai nevoie de schimbare în viața ta. Îl las să vorbească. Îl las pe el să-mi spună primul că mă place. Este vorba și de orgoliu, doar nu o să fiu eu prima. Bă, eu știu că soțul tău se poartă foarte urât, foarte urât cu tine. Și ești singură, te simți singură. Este adevărat ce spun? Nu mă simt singură, atât timp cât el este în casă. Mi-a crescut copilul, are grijă de noi. Dar parcă ceva lipsește. Parcă ceva lipsește și la mine și la dumneavoastră. Cum poți să spui așa ceva? E foarte greu să vorbesc, dar... Eu credeam că o iubești pe fiica mea. Cum? Îți lipsește? Ce-ți lipsește?
Nu înțeleg. Ce vrei să spui? Unde vrei să ajungi? Hai să spun pășleau. Eu aici, în România, am venit, de fapt, pentru tine. Să te cunosc pe tine. Adevărul e că eu m-am îndrăgostit de Gianina de mult. De când mi-a arătat o fică sa prin poze. Și normal că mi s-a pus pata pe ea. Nu crezi în atracția, dragostea, pasiunea dintre două vârste diferite? Îți dai seama că eu sunt într-o situație foarte delicată. Adică nu este ușor, ce o să zică lumea. Uite, ce fel de mamă sunt eu. Ce fac rău? Că am tot iubit? Nu, dar n-am spus că am făcut eu rău, că am vrut să vi-l prezint, că sunt sinceră cu voi. Tot timpul îmi faceți așa. Nu. Niciodată nu sunteți de acord, niciodată. Pentru tine. Ce spui? Păi... Ce faci, Ștefane? Nu ai pic de rușine, nu ai pic de respect față de mine. Nu ți-e rușine, băi, băiatule, băi? Sunt sigur că între noi poate fi o conexiune frumoasă. Eu nu te plac și nu urmăresc să fiu cu fiica ta. Cum adică să mă placi tu pe mine? Simplu. Nu crezi în atracția, dragostea, pasiunea dintre două vârste diferite? Că hai să fim sinceri, tu mie nu puteai să fii mamă. Tu ești o femeie foarte frumoasă, foarte delicată, foarte deșteaptă, curată și ai toate calitățile de care eu am nevoie de la o femeie. Da. Și fiica ta este prea... Cred că orice bărbat are nevoie de așa ceva. Fiica ta este prea... prea imatură ca să-mi oferi mie toate astea. Eu mi-am dat seama mai târziu, ori dacă știam dinainte, poate că nu mă complicam. Că nici mie nu mi-ar plăcea să o văd suferind sau să... Nu, intenția mea n-a fost niciodată să-mi bat joc de ea sau... Îți dai seama. Se vede că vorbește din suflet. Ba îmi spune dumneavoastră, ba tu. E clar că are emoții. E clar că mă place cu adevărat. Am văzut în ochii tăi cum te-ai comportat cu mine. Nici o femeie nu s-a uitat la mine în felul ăsta vreodată în viața mea. Și nu m-a servit așa de frumos la masă. Nu, ce să zic, am rămas uimit. Și fiică ta nici nu mă băga în seamă în timpul ăsta. Deci... Da, pentru că ea este un copil totuși. Exact ce-ți face ție... femeie în toată firea și știu. Exact ce-ți face ție bărbatul, asta îmi face mie fiică ta. Deci nu suntem compatibili nici eu cu ea, nici tu cu ea. Gianina este o femeie matură, responsabilă. Știe să facă și o sarma în casă și o ciorbă de perișoare. Și după astea, ghiși ce? Vine și desertul. Nu ești o femeie trecută, e păcat să nu trăiești viața. Ce-ți oferă ție somnorosul ăla din casă? Ce-ți oferă ție? Sfori? Te rog frumos. Te ajută cu ceva, bagă și el o, este soțul meu. Bagă și el o tură la mașina de spălat, te ajută cu ceva pe în grădină. Știu eu, îți gătește vreodată, îți face, te scoate la un restaurant. Nu, ai văzut că nu face. Cu mine ai putea să ai toate astea. Eu aș putea să-ți ofer atenția asta, pentru că eu am nevoie de o femeie matură ca tine. Eu am ce învăța de la tine. Eu te apreciez pentru faptul că mă poți învăța niște chestii. Mulțumesc pentru apreciere, dar... Deci ai o piele de asta așa, deci nu-mi vine să cred că te-ai întreținut în felul ăsta, de a ajuns la vârsta ta să arăți așa ca o puștoaică de, nu zic, poate răutăcios să zic că 25, exagerez, dar oricum mai mult de 35 de ani nu ți-aș da. Și cu tine nu vreau să mă joc, cu tine chiar vreau, deci nu ești o pasiune trecătoare, nu ești o aventură, nu ești nimic, te privesc ca pe ceva ce îmi doresc foarte mult. Doamne, deci nu cred cât de matur poți să fii, Ștefan. Și spui vorbe pe care aș vrea să le aud de multe ori. Îndrăznește să visezi, măcar pentru o oră, două, visează. Îndrăznește să visezi și hai cu mine. Mi s-au muiat picioarele. Am 50 de ani, dar n-am mai simțit așa ceva de la 20. Complicată treaba. Mai ales că Ștefan este un bărbat căruia puține femei îi pot rezista, în special una precum Gianina, care nu a primit de multă vreme afecțiunea pe care, nu spunem nu, probabil o merită. Dar totuși, parcă e prea mult. Mă bucur foarte mult că suntem aici. Și am vorbit foarte, foarte serios tot ce ți-am spus în mașină. Vreau să mă crezi pe cuvânt și vreau să crezi că tot ce am vorbit vor fi fapte.
Va deveni totul fapt. Fapt. De-abia ești aștept. O femeie care merită toată aprecierea unui bărbat și toată truda unui bărbat de a arăta, de a-ți arăta frumosul. Pentru că tu nu l-ai cunoscut frumosul. Probabil că l-ai cunoscut înainte cu fostul tău, mă gândesc, iubirea vieții tale. Care a murit chiar. Dar de atunci s-a stins iubirea în tine. Sunt sigur că nu mai este, nu mai e nicio licărire. Tot timpul mi-am spus că nu o să mai întâlnesc cu un bărbat ca el, dar se pare că atunci când nu te aștepți, deci apare. Mă nebunește pielea ta. Mă nebunește. Ești perfectă. Cum să-i dau cu piciorul? Cum să-i spun nu când el e atât de galant și de finuț? Parcă mă acaparez cu prezența problema, ta. Problema este fata mea. Îți dai seama că eu sunt într-o situație foarte delicată. Adică nu este ușor, ce o să zică lumea? Uite, ce fel de mamă sunt eu. Îți dai seama că toată lumea o să mă judece. Tu nu o să stai cu lumea în casă. Și mai ales... Tu nu mănânci cu lumea, nu dormi cu lumea, nu ți aduce lumea așa la poartă Ștefan. Ceva de mâncare, nu... Cum să spun eu, lasă-mă, dăm măcar să am acordul tău, dăm voie tu. Lumea sigur mă arată cu degetul, că-s cu fiică-sa, că-s cu maică-sa, dar sincer nici eu nu mă așteptam la așa ceva. Deschide poarta relației noastre și după aia eu îți promit că o să fac tot posibilul ca să fim împreună, să fac... Tot ce-mi stă mie în putință, tu nu prea ai ce să faci, crede-mă, tu ești neputincioasă pentru că e vorba de fiica ta. Exact. Eu pot face multe pentru că ea este o străină față de mine. Nu știu, parcă pe undeva mă simt și vinovată. Este normal pentru că în inima, în sufletul tău, așa, în corpul tău, bate o inimă de mamă. Este normal exact. Să te simți în felul ăsta. Și te înțeleg, dar ce să facem noi în situația asta? Stăm și suferim unul lângă altul, eu pe un scaun la o masă, tu pe un scaun la altă masă și să suferim în continuare, ne uităm unul la altul așa? Ai dreptate. Cred că a venit momentul să simt și eu că trăiesc, să simt și eu după atâția ani că sunt femeie, că sunt apreciată, că sunt iubită. Uite, de când n-ai mai avut parte de un masaj? Așa, măcar un pic să vină pe la spate soțul tău și să te ia așa pe la spate și să-ți dea, să-ți facă niște masaje așa la umeri. Soțul pentru faptul meu că... este ocupat cu meciurile, cu televizorul, cu alte probleme. Dacă ai ști ce masaje fac... Nu vrei să-mi arăți? Ei, uite, așa să gândești, așa trebuie să gândească o femeie îndrăgostită. Dar chiar sunt îndrăgostită de tine. Hai să facem să fie bine. Are dreptate. Trebuie să mă bucur de viață. Pentru că ce-am trăit eu n-a fost iubire. De acord, dar cum rămâne cu Roxana și cu toată ecuația aceasta complicată din familie? Tată, socurile, v-am lăsat, mamă, soacră, lipsesc 2-3 ore că am și treabă. Iubi, te sun în 2 ore, da? Uh-huh. Hai grijă de tine. Pa. Pa, pa. Mai bine, drum bun. Las-o mai încet cu muzica aia. Da. Te rog frumos. Ai început programul? Te-am întrebat ceva? Ar trebui să fie al doilea al tău job, asta, să știi. Draga mea. Nu. Ți-am zis să lași muzica mai încet? Obișnuiește-te, așa sunt tinerii. Tu așa te-ai obișnuit? Tu ai trăit pe vremea lui Pasmante. Până să-l cunoști, nu erai așa nebunită după muzică și atât de tare. Dar e normal, tată, de ce e muzica? Știut, de ce e muzica? De ce există pe planeta asta muzică? S-o asculți, nu? Important ar fi să vorbim despre cu totul altceva acum, la momentul ăsta. Trebuie să vorbim despre altceva. Într-adevăr, Roxy nu este fiica mea, dar am crescut-o de la 5 ani și este ca și fiica mea. Și tot ce mă interesează pentru ea este binele, este fericirea ei și sănătatea ei. Ar trebui să vorbim despre voi. De ce? Și de faptul noi? Că vă certați tot timpul. Las că rezolvăm noi. Și mă faceți de râs tot timpul. Ar trebui să discutăm despre tine, Roxy. Ce am făcut eu? Chiar nu vrei să o întreb nimica? Chiar nu vrei să discutăm despre iubițelul ei? Ba da. Crezi că e cazul? Bine că a plecat. Aoleu. Să putem să discutăm. Chiar voiam să te prind singură. Și cu el nu puteam să discutăm? Mm-mm. De ce? Pentru că nu trebuie să audă. Părerea mea, este că acest băiat nu este pentru tine. Asta am vrut să spun eu, dar bine că mi-a luat-o înainte. Și n-am discutat. Ți-am zis eu ceva înainte? Sau? De la tata mă așteptam tot timpul să comentezi de la tine. Mamă, în primul rând gândește-te la diferența de vârstă. Și care e problema?
Păi este problema, vârsta pentru este că doar tu... o cifră, nu contează. Și asta este luat așa, știi, de la alții și spusă mai departe. Nu este. Este nu este adevărat. Asta e o scuză privind diferența. Nu, nu diferența. Contează vârsta. Tu ai alte viziuni la vârsta ta, el suntem altele... Suntem diferiți ca și persoane, normal. Orice om are alte viziuni. Da, dar... Ca extremele să... se atrag, da, dar tot ca timpul. Să fii, să mergi pe același drum, trebuie să ai niște puncte comune. Eu nu văd ce ai avea tu comun cu el. Am foarte multe puncte comune. Nu stau acum să ți le enumărție, ca așa vrei. Dar tu crezi că tot ce zboară se mănâncă? Nu, nu cred asta. Pentru ei, ăla nu e bun, ăla nu e bun, ăla nu e bun, cine o fi bun? Iartă-mă, apropo. Nu vreau să interpretez greșit. Dar... Gândește-te cum am fost la început eu și mama ta. Ne-am cumpărat un apartament, în timp l-am vândut. Și uite ce ne-am bine vă înțelegeți. Credit, casa. Ne-am făcut casă, așa cum... Deci, și stați deci să plătiți toată viața, nu? Mai bine stau cu chirie. Plătim și avem. Mă bucur de viitor, plătim, de prezent. Avem ceva. Tu ce nu ai? Știu ce îmi rezervă viitorul. Roxy, tu ce ai? Am. Am fericire, am iubire, v-am pe voi. Ți-am spus că acest băiat nu este pentru tine. Mai bine rupe relația cu nu el și gata. Nu hotărăști tu, o să rup relația cu voi, da? Cum și o să mă mut cu noi? Chirie și nu o să mai stau cu voi și nu o să mă mai vedeți. Când stau în România, stau cu chirie. Decât să stau cu voi, lăsați-mă în pace, nu vreau să... Nu fii obraznică. Acum tu nu-ți dai seama. Pertinente argumentele Gianinei, dar are și ea un interes în toată această poveste, pe care îl știm și de care ne mirăm și ne indignăm deopotrivă. Oricum ar fi, cert este că Roxana și Ștefan se mută într-un apartament închiriat pe durata restului de vacanță în România. E cea mai bună soluție, decât să stau cu maică mea și să bage fitile, mai bine stau cu chirie. Eu știu de ce ne-am mutat cu chirie. Bună manevră. A jucat-o bine Gianina. Ștefan, crai cu experiență, are un trecut glorios în spate, dar și un prezent tare complicat. Iubire, ce faci? Elena, stai, mă, ce dormire are tine, mamă, ce faci, Iubire? Nu, acum, ce hai că nu mai am avut răbdare și am vrut să vin să te vorbesc. Și dacă e acasă, ce? Care e problema? Lasă și dacă ne vede, care e problema să afle de noi? Măi, acasă, ți-am spus, aștept să o duc întâi la maică-sa și după aia nu fi nebună la cap, mă, taie asta. Dar dacă voiam să vin mai repede la tine... Să ne vedem. Mă, nu am mai avut răbdare, de ce nu? Mă, dar de ce nu? Mă, înțelege că ne vede, măi, nu se poate acum. Hai să-i spunem de noi, de ce să mai ascundem? Doamne, ce să-i spui de noi, mă? Ce să-i spui? Păi... Ce faci, Ștefane? Nu ai pic de rușine, nu ai pic de respect față de mine. Doamne, nu ți-e rușine, băi, băiatule, băi? Adică eu mă cer cu mama, mă cer cu tata pentru tine. Poți să-mi explici și mie cine ești tu? Da, tu cine ești, dragă? Cum cine sunt? Cine spune ești? Tu cine sunt? Sunt iubita lui! Suntem poftim împreună de un an de zile! Eu nu pot să accept așa ceva. Nu pot să fiu pusă pe locul 2. Așa, iubire, de un an de zile? Păi vezi că noi suntem împreună de 3 ani de zile. Locuiesc împreună în Italia? Dacă locuiesc cu tine în Italia... Cum? Păi el mi-a spus mie că s-a dus în Italia să facă rost de bani, să muncească. Noi suntem încercăm de 3 ani împreună. O relație până la urmă. Încercăm o relație, neapărat, nu? Nu? Încercăm asta este o relație. Păi nu suntem... Cum încerci o relație adică, când tu ești cu mine? Stai puțin, ascultă-mă, eu nu am nimic cu tine, da? Păi tu nu cu tine, eu am ce am tu cu el. Tu nu știi de mine, eu nu adică știu de tine. Noi n-am făcut planuri să avem o familie împreună, să fim cu toți cu niciuna. Când am cunoscut-o eu pe Roxana cu vreun an, era cu unul. În 2-3 zile am făcut-o să uite de el. Așa și acum. O să mă uite că se poate de repede. De-aia ți-ai luat mașină de 40.000. Să aspir femei. Știi ceva? Eu îmi fac bagajele și nu mai vreau să te văd. Gata, ai terminat-o cu mine. Stai puțin. Să-ți fie rușine. Stai puțin, mai că ai spus că nu pic ești căsătorit nici cu mine, nici cu ea. Păi nu suntem, dar... Păi nu suntem, am terminat orice discuție. Eu nu stau la discuție. Nu sunt bătaia ta de joc. Doar să-ți fie rușine, atât îți spun. Hai, că... Hai, iubire, nu mai fi supărat așa. Ce iubire, iubire? Îi spui ei acum sau ce faci? A? Cu noi cum rămâne? O să-i treacă repede, Roxane. Că asta nu-i iubire. A fost așa, o relație pasageră. Ori cu ea, ori cu mine, alege! Hai, gata, că ți-ai făcut bine treaba. Felicitări, hai, mulțumesc! Bine. Gata, drag, a fost bine. Bănuții mei, cum rămâne, a? Eu cu Ștefan nu avem nicio treabă. Ne știm și ne ajutăm doar la nevoie. Doamne, nimica nu faci gratis. Normal pe lumea asta și tu din totdeauna ce, ceva numai cu bani, numai cu bani. Hai că-ți dau, te scol la un cico de seară. Hai, bine. Da? Hai. Rămâne așa? Hai, hai grijă de tine. Și mersi. Tu, mersi. Pa, pa. Trebuia să fac ceva să fiu cu Gianina. Până la urmă eu n-am nevoie de puștoaică cu fiții. I-a ieșit planul lui Ștefan. A scăpat de relația cu Roxana, care suferă cu adevărat din dragoste.
și în plus este nevoită să revină la părinții ei care, dintr-un anumit punct de vedere, au avut dreptate. Ștefan nu era pentru ea. Cum să mă liniștesc? Cum să mă liniștesc când am făcut atâtea pentru el? Cum? O să treacă. O să treacă. Ați avut dreptate și tu și tata. Ți-am spus. Era imposibil să fie un bărbat serios. Este un șoc. E greu, am stat un an de zile cu el departe de casă. L-am avut doar pe el. El e lumea mea acum. Și mi s-a năruit toată lumea. Nu am greșit cu nimic. Am făcut tot ce a vrut el. Știu. M-am certat cu voi pentru el. Nu m-am așteptat că mă va dezamăgi în felul ăsta. Îmi e milă de ea. E fata mea. Dar totul va fi bine. Eu o cunosc pe fimea. Suferă o zi, două, după care își va găsi iubirea în brațele altcuiva. Eu l-am adus aici. Vi l-am prezentat vouă. Am crezut că o să mă ceară de nevastă. Că o să ne întemeiem o familie. Știi foarte bine cum sunt eu. O fată la locul ei. Știu, n-am nevoie de altceva. Știu, tocmai de aia ți-am spus. Nu mă interesează nimic. Nu m-a dat pe spate nici mașina lui, nici nimic. Doar el. Caracterul lui. Uite, tu te-ai schimbat foarte mult pentru el. Eu văd, ai făcut foarte multe mi-am lucruri pentru el. Mi-am făcut tatuaje, mi-am pus peruca asta, vreau să o dau jos. Nu mai vreau chiar nimic. Chiar că vreau să-ți văd și eu părul. Cel mai rău mă deranjează că au avut ai mei dreptate. Pentru a nu știu câta oară, tot ei au avut dreptate. Zi mersi că n-ai un copil. Atunci ar fi fost foarte complicat. Așa n-are ce cu jala asta? Ce s-a întâmplat? Ce să fie? S-a întâmplat ce am presimțit noi. Adică? L-a prins cu alta. Nu presimțeți nimic. Vreau să știu adevărul. Oricum se întâmplă. Roxy, ce s-a întâmplat? Ce adevăr? Ți-a spus mama adevărul. Ce adevăr? E cu alta. Ce vrei mai mult de atât? Îți dai seama că a rănit-o, dar o să treacă. Ce? Exact ce am presimțit. Nu degeaba vorbeam despre situația asta. Așa de la început am simțit eu că e ceva neregulă cu individul ăsta. Și uite că s-a ajuns la situația asta. De ce am eu dreptate? Efectiv și-a bătut joc de fimea. Ce am vorbit eu, fata tati, în legătură cu situația asta, cu individul ăsta? Ai, de ce nu ai vrut să mă asculți? Ce rost mai au discuțiile în momentul ăsta? Au rost, că pentru că altfel nu se ce ajunge rost? Aici. Ce hai, rost lasă mai și au? Tu acum, ce să o mai necăjim? Asta a fost, o să treacă și cu asta basta. Tu caută-i un bilet? Că e cel mai bine să plece. Să plece? Nu vreau să plece înapoi. Nu știu dacă vreau să plec. De ce să plec? Nu știu, așa zic că e cel mai bine ca să uiți. Nu, să nu stai aici. Să cine știe, el încearcă să o mai caute. Știi tu cum se întâmplă cu sunt băieții de... Eu nu sunt de acord cu treaba asta. Nu. De teapa. Nu știu dacă vreau să plec. Nu știu dacă vreau să plec. Acum ne facem planuri pentru... Lăsați-mă în durerea mea. Eu am zis doar că ți este mai bine așa, părerea mea. Ea poate să-și găsească oricând pe altcineva. Care 25 de ani. La mine este problema. Este ultimul tren. Dacă îl pierd... Roxy, ascultă-mă cu atenție. Tati îți vrea numai binele. Stăpânești bine limba italiană. Tati o să-ți găsească un loc de muncă. Te muți aici, rămâi cu noi tot timpul. O să-ți găsesc un loc de muncă și hai să vezi că... Hai să treci de perioada asta dificilă. O să văd, tată, o să văd. Și ce loc de muncă să-și găsească? Loc de muncă de nimic. Să muncească pe ce? Ideea să muncească până nu mai poate o zi întreagă câte 14-16 ore pentru 2000? Vrei să trăiască cum trăim noi? Gianina, o perioadă de timp, ea trebuie aici să-și revină. Aici are dreptate aici... și mama, nu știu. Ăsta e refugiul tău, o perioadă de timp, lasă-o să poată să se despartă nu, de cred că așa situația este cel asta mai negativă. Bine. Eu cred că așa este cel mai bine, ascultă-mă. Asta e, mă întorc în Sicilia și îmi voi reface viața. Tutto andrà bene. Ascultă-mă pe mine, pleci departe de tot ce a fost aici, de știu, tot ce ți-a făcut rău. Știu, doar că nu vreau să nu mai văd pe individul ăsta niciodată tocmai. În viața mea, niciodată. Nu mai amâni deloc, pentru că dacă amâni, nu știi ce se mai întâmplă. Iar tu te duci, du-te pe laptop și caută-i fetii un bilet, că eu așa cred că e cel mai bine. Și pe aia o mai vedea ce-o fi. Dacă vrea să vină înapoi, vine, care-i problema? Dar hai acum să rupem pisica în două. Bine, așa să fie. O să fie mai bine, așa, îți spun eu. Hai, liniștește. Le-am înțeles pe toate până acum, dar asta este prea mult. Gianina și-a convins fata să plece în Italia pentru a avea liniște să-și trăiască idila cu Ștefan.
secunde, așteaptă. Așteaptă. Intră. Oh, bună, iubire. Bună. Ce faci? Ai văzut cum te aștept eu pe tine? Poftim. Așa se așteaptă o femeie adevărată. Nu vine o să cred. O femeie care știe ce vrea de la viață. Nu vine să cred. Bine ai venit. Roxy a plecat de o săptămână, iar Ștefan a închiriat un apartament și m-a chemat la el. Să ciocnim pentru noi și pentru serile și surprizele ce vor urma. De acord. Da? Ce zâmbet frumos ai. Hai, lasă puțin aici. Și te poftesc aici. Am o surpriză pentru tine. Wow! Ia spune, când a făcut cineva pentru tine ultima dată treaba asta? Niciodată nimeni. Vai, ce impresionant! Îți place? Da! Săgeata! Inima săgetată, pentru că tu ești inima mea săgetată. Mi-am dorit foarte, foarte mult să ajungi aici la mine. Am închiriat treaba asta, apartamentul ăsta, doar pentru noi. Cu una de 50 de ani nu merge cu două, trei vrăjiri așa. Trebuie să faci mult mai mult. M-ai lăsat? Să-ți dau cheia, că am făcut și chei pentru tine. Să-ți dau chei, să vii aici când simți tu, când asta, și mă chem și pe mine. Și atât. Cheie? Dar mi se pare prea mult. Eu nu mă așteptam la asta. Eu credeam că... Păi meriți, tu meriți. Ești ceea ce am visat. Ești femeia cu care vreau să trăiesc de acum încolo. Cum să nu-ți fac surpriza asta? Nici nu știu ce să zic, deci... De să-ți mai pup și eu mâna. Că, nu știu, mor după mânuțele tale astea finuțe așa. Drăgălași și finuți. Mulțumesc. Și ai început de când te uiți la mine cu ochi mai, nu știu cum să spun, parcă zâmbești mai frumos. Parcă ești altă femeie. Da, pentru că tu mă faci. Mă bucur să aud asta. Mă bucur să aud asta. Datorită ție se întâmplă tot. Când vrei să obții o femeie, faci orice ca să o cucerești. Eu vreau să fim amândoi. Vreau să fim fericiți. Și vreau să te smulg cât de repede pot eu din brațele soțului tău. Nu spun, nu vreau să-l bârfesc sau să zic că e un om rău sau ceva, pentru că nu este treaba mea asta. Numai că știu că sunt mai bun decât el. Ești ce mi s-a întâmplat mai minunat în ultima vreme și nu știu cum să reacționez. Chiar nu știu. Ce să mai fac ca să te fac să zâmbești cred mai că mult? Ai făcut. Să fii. Dă să o sărut și pe asta un pic. Că pe asta n-am sărutat-o. Una mai finuță ca alta. Nu știu ce să spun. Am să distrug un pic inima asta și așa am să pun pe tine un pic. Ce frumos. Trăiesc o poveste. Serios? Da. Ce e? Cine e? Mai puțin. Asta este o altă surpriză, cu siguranță. Da. Vreau să vorbesc cu tine. Unde e tăi și unde e crab? De ce știi ce te supăram? Nu cred așa ceva. Bărbată mea. A aflat tot. Să vezi acu scandal. Bărbată, suta ta, socru? La asta chiar nu mă așteptam. Ce ai făcut, mă, Lufi mea? Doamne, ferici. Măi, omule, ce ai pățit, frate? Ce ai făcut, Lufi mea? Și ce-a pățit din cauza ta? Știi unde e fii mea din cauza ta? Calmează-te, omule, calmează-te. Lasă-mă pe mine să spun ce am de spus. Ți-ai bătut joc de fii mea. Ți-ai bătut joc de familia mea și m-ai jignit și pe mine. Nu puteam să las lucrurile așa. Trebuia să vin și să dau cărțile pe față. Mă, dar cum ai găsit aici? Bagă-ți mințile în cap! Cum m-ai găsit în primul? Nu te interesează! Toate detaliile astea, ascultă-mă și bagă la cap ce spun. Și unde-i Roxana? Te-am primit ca pe un om cum se cade. Unde este Roxana? Lasă-mi, nu vorbim de acum despre femeia, unde este și unde se află acum. Păi dacă ai venit nervos înseamnă că a pățit ceva, spune-mi. Da, a pățit ceva din cauza ta! De ce? Pentru că ți-ai bătut joc și de mine și de ea. Adu-ți aminte, când ai venit, te-am primit ca un om cum se cade. Ai venit și m-ai încântat că îmi oferi nu știu ce de băut, ai venit să-mi încânți familia cu nu știu ce cadouri, dar tu ai avut niște interese clare. Și să nu spui că nu a fost altfel decât, nu este altfel decât s-a întâmplat. Am apartamentul ăsta nou, închiriat de o săptămână. De unde a aflat el unde stau? Din cauza ta, fiii mea a suferit cumplit și de o săptămână este plecată. Nu este treaba ta unde plecată. Tu ai pus, ți-ai bătut joc de vorbele mele, de promisiunile tale au lăsat și lasă de dorit.
Mi-ai promis că vei avea grijă de ea, că nu-ți bagi joc de ea, că nu ajunge într-o situație critică așa cum este acum. Și asta de păi ce? Din cauza frate? Ta. Ce a pățit? Spune-mi ce a pățit. Ți-ai bătut joc de ea. Asta este. Ai profitat păi de ea. Ce a pățit? Unde este? Spune-mi. Îți spun eu mai multe. Mai întâi de toate, am venit să te pun în temă. Nu să te ameninți, să te pun în temă. Eu cred că a simțit-o pe Gianina și a urmărit-o. Ca altfel nu-mi explic. Nu știi cu cine ai de-a face. Ți-am mai spus asta când am avut discuție. Mi-ai spus asta odată și ce legătură are dacă n-am mers între noi? Ai venit să mă iei cu vrăjel, cu tată, socru, dacă poți să-ți permiți să-mi zici așa, da? Și, de fapt, planul tău diabolic care a fost? Să-ți bagi joc de ea, nu? Să profiți de ea, cum probabil profiți și de alte 4-5 femei. Apropo, Ștefan este numele tău sau eu un pseudonim? Pentru tine, numele tău este Ștefan, pentru altele, ce nume foloseai? Cu ce am profitat eu de ea vreodată? Cu ce? Din cauza ta, am surprins-o plângând că tu, de fapt, erai în fața blocului cu alta și te sărutai. Ai zic că nu e adevărat. Zic că era... A venit o nebună să lua de mine. Minte-mă frumos, zic că a fost o secvență, o scenă filmată. Ai minte-mă în față. Spune-mi că fiimea m-a mințit. La ce atitudine are el, nici nu mă mai întreb ce caută Gianina în dormitor la mine. Deci vrei să spun adevărul până la urmă? Vrei să ți-l zic? Ți-l zic dacă vrei și vreau să mi-l spui. Până atunci, nu uita cu cine ai de-a face și ți-am spus de nenumărate ori. E a cincea oară când mă ameninți. Vrei să știi adevărul până la urmă? Vrei să ți-l zic? Da! Păi, fratele meu, eu nu o iubesc pe fiică ta. Eu nu am venit în România pentru fiică ta. Eu nu o iubesc pe fiică ta. Ca să ne înțelegem. Scopul meu era altul. Mi-am dat seama de treaba asta când am văzut că nu mă potrivesc cu o puștoaică de 20 ceva de ani. Știi dar bine cine ce iubești tu atunci? Băi, Sergiu, eu iubesc altă femeie. Deci gândurile mele, totul, inima mea, sentimentele mele sunt pentru altă femeie. Ce femeie nici iubești tu, mă? Ta. La banii tăi mă gândesc că urezi femeile ca pe șosete. Nu contează banii, cine contează femeia? Sentimentele. Nu am sentimente pentru fiică, dar iubesc cu totul altă femeie. Spune și mie că sunt tare curios. Pe ce femeie tu chiar vrei să știi adevărul? Da, vreau să știu adevărul. Acum ai curaj să-mi spui? Măcar de data asta spunem care este adevărul. Nu ce m-ai mințit. Eu iubesc pe Gianina. Ca să fie clar. Ți-am zis acum, na, poftim, ai vreun răspuns. Iubești pe Gianina? Care da, mă, Gianina? Gianina? Aia din fața blocului de 25 de ani, măcată negru și... Aia ești Gianina? Pomozul, tu ești fraier tare, mă, n-ai văzut nimic ai grijă cum mă sfărăsc cuvintele în fața mea. Tu n-ai văzut nimic până acum. Care Gianina? Te-am întrebat. O iubesc pe Gianina nevastă ta. Pe ea. Ori ăsta e nebun, ori își bate joc de mine. Una din două. Ce să mai... Eu mă așteptam la ceva de o oră, două, așa, ceva, la repezeală. Ca la 30 de ani. Tu mă iubești pe mine? Da. Gianina, ce căuți aici? Tu mă înșeli cu el? Spune adevărul acum. Înfuriat la culme și mult prea obtus să-și conștientizeze partea lui de vină, Sergiu vrea să se facă dreptate, iar vinovații să plătească. Așa se face că el o cheamă de urgență pe Roxana acasă și apoi face o reuniune de familie care nu are cum să iasă decât cu multe scântei. Acum că tot ai venit, este cazul să afli adevărul. Mă uit la tine că nu știu cum ai tupeu să vin casa mea, în casa noastră, ascultă-mă, în casa părinților noștri. Am înțeles că nu vrei să mai treabă cu mine. Tupeu are, Ștefan. Am înțeles că nu mai vrei să mai ai treabă cu mine, am înțeles, gata, nu te-am chemat eu. Nu ești aici pentru bun, mine. Și ce cauți la mine în casă? Ce Roxy, caută tată? Eu l-am chemat. Cum să-l chemi? Vrei să te uiți un pic la mama ta să vezi cum arată? Ai, tată, iar încep. Nu încep. Iar începeți cu lungile voastre discuții, contraziceri. N-am ce să încep ceea ce a început de mult. Am venit de urgență, mamă. Am venit de urgență. Da? Da, știu. Care era urgența? Ce treabă are mama să mă uit la mama? Uite-te la ea cum arată. Spune-i fiicei tale adevărul. Ce mai aștepți? Cum arată? Arată foarte bine. Îți place cum arată ținuta asta? Nu știi că așa se îmbracă mama? Deschisă, așa, îți așa place? Așa se îmbracă mama, ăsta e stilul ei. Mare... Așa se îmbracă, așa da. Se îmbrăca și înainte. Scuză-mă, tată, m-ai chemat de urgență da. În țară da. Să-mi arăți cum se îmbracă mama? V-am chemat pe amândoi. Și pe ăsta de ce l-ai chemat aici? Roxana, motivul este altul. Oprește-te puțin. Eu și cu maică-ta avem o relație. Este adevărat așa ceva, mamă? Nu, nu este chiar așa. Dar cum este? Spune cum v-am găsit pe amândoi și unde v-am găsit. Stai puțin, stați puțin că nu este vina ei.
Este vina mea mai mult, oricum, decât a ei. Măi, nu ți-e rușine, nu ți-e rușine de tata? N-ai pic de bărbăție în tine. Ce bărbat ești, mă, tu? Eu am vrut să salvez un om. Ce om să salvez tu? Distrugându-l pe altul. Tu ești puțin egoistă, Roxana. Și ca cum să mergem să puțin înainte... Cum poți să vorbești așa despre fica mea? Lasă-mă puțin să termin, te rog frumos. Înainte... De, înainte să venim la tine, dă-mi puțin telefonul tău să vezi ce ai în telefonul ăla și amintește-ți de câte ori mi-ai arătat poze cu maică-ta, de câte ori mi-ai spus, uite-o cât e de frumoasă, una, două își făcea și ia un așa, selfie sau o poză și... pe-n grădină, mi-ar arătai repede cum, ce bine stă, ce picioare frumoase ce are. Și de aici până la o aventură ce bine gătește. Lungă, omule. Ți-o arătam că e mama, erai cu mine, trebuia să-mi cunoști familia. Obsesiv mi-ai arătat-o, parcă vroiai să se întâmple treaba asta, parcă ceva spunea. Asumă-ți vina. Adică ce, e vina Roxanei acum? Că ți-a arătat poze cu maică-sa? Ăsta e adevărul? Toate astea au contribuit la simțirile mele de acum. Și n-am mai rezistat să... Domnul Ernest! Să mă abțin într-una. Ce ai văzut la Gianina? Ce nu avea Roxana? Ce? Păi, în primul rând, Roxana, știi foarte bine că tu nu ești o femeie gospodină din mai multe puncte de vedere. Așa, tu nu gătești. Ce? Eu nu am mâncat bine de... o vreme, nu mai știu de când, înainte de reuniunea noastră. Mai pentru că nu știu să gătesc? Înseamnă. Pentru asta este motiv? Tu nu vezi că motiv. Nu știi ce să inventezi? Îmi spuneai să încalc singur pantalonii. Pentru că tu nu ai timp nimic. Că te uiți la nu știu ce televiziune. Mi-ai făcut niște promisiuni. Dacă aveai ceva împotriva fiicei mele în privința relației cu da, ea... Da, pentru că am crezut că o să meargă. De ce nu mi-ai spus am mie treburile astea? Am crezut că o să meargă și de aia. De ce nu mi-ai spus mie treburile astea? De ce a trebuit să le aflu în altă situație? Și mai ales acum. Am tot încercat să fac fată bună din ea, am încercat să fii bine. Cum să faci fată bună cu ea când tu te combini cu soția mea? De ce ai mai stat cu Roxana, nu? Ce-a însemnat ea după divorțul tău? Îți bat în joc de ea, logic pentru de ce? Pentru că am sperat că o să fii mai bine, am sperat că să dă și ea pe braț. Ea tot timpul este cu cheltuitul banilor, ea știe foarte bine, am cheltuit și o groază de bani pe mașina asta. Mai mult la insistențiile ei, că i-a plăcut foarte mult și i-am spus că este foarte scumpă, ne depășește puțin situația. Totuși am luat-o de dragul ei, am zis, hai mă, poate s-o da pe brază, poate o fi bine. Am rămas fără bani, știi foarte bine că am dus-o câteva luni foarte rău cu bani acolo. Nu am avut ce să facem, și tot vrea, chiar ducând-o rău cu banii, tot la restaurant am vroia. Nu, deci m-am săturat de ouă prăjite, cartofi, pai, salate. Și de ce nu mi-ai spus la revedere, ai venit în România? Păi salată bulgărească n-am mâncat în toată viața mea, cât am mâncat în câțiva ani cu tine. Ai avut vreodată discuție cu ea pe tema aceasta? Mi-am dat seama că este prea imatură. Ca să pot să discut cu ea aspectele astea. Nu ar fi înțeles. Maică-ta ar înțelege treaba asta dacă aș discuta cu ea. Că tu te-ai comportat foarte matur până la urmă. Recunoaște că Gianina. Te-ai folosit de fica mea ca să ajungi la cine? Să ajungi la nevastă mea? Nu aveți nimic de spus, doamnă? A fost ca un pansament până la urmă ca să... Gianina, propria bine, mea mamă să-mi fac așa ceva? Îmi pare rău, îmi pare rău. Și pentru cine? Pentru un nimic? Că te-am făcut să suferi. Eu n-am vrut să se afle asta. Eu am crezut că e doar așa, o aventură. Ce e doar așa? Pentru că el m-a făcut să mă simt femeie. El mi-a arătat ce înseamnă să fii femeie. Adică să fii băgată în seamă, să ți se aducă o floare, să fie tandru, să fie drăguț, să ți se facă un cadou și așa mai departe. M-a ajutat în casă, auzi? Peste ce tot spune? Lucru pe care tu nu l-ai făcut niciodată. Uite care e problema. O mamă nu face așa ceva. Niciodată, n-ai niciun motiv pentru care ai face un rău asemenea fiicei tale. Mi-ai dat naștere, m-ai ținut în pântec 9 luni și îmi faci rău ăsta imens. Nu vreau să mai știu nimic de tine. Tu pentru mine ești moartă și îngropată. Lasă-mă în pace, ți-am spus că nu vreau să te mai văd. Pleacă de aici. Roxy, lasă-mă să-ți explic. Pleacă. Nu vreau să te aud, nu. Pleacă, te rog frumos. Nu este chiar așa cum crezi. Roxy? Tu. Ai tu pe us să-mi pronunț numele Roxy? Da, de ce nu? Ești Roxy-a mea și așa vei rămâne întotdeauna. Roxy-a trebuie ta. Să înțelegi când că pur și simplu... Când ai făcut ce ai făcut, nu mai eram Roxy-a ta? Pur și simplu m-a vrăjit. Nu știu ce să spun. M-a păcălit. Cine ai fost tu pentru mine? Cine am fost? Am fost și mama sunt mama ta. Ai fost. Pentru mine ai murit. Nu mai existi de acum încolo. Trebuie să înțelegi ce că să nu înțeleg? Este chiar așa. Nu este chiar așa cum crezi tu.
m-a făcut să mă simt și eu bine, să mă simt femeie, să... Ai văzut, a fost atent, lucru pe care taică tu nu l-a mai făcut. Pur și simplu mi-a luat mințile, m-a păcălit într-un fel. Poate tata... Dar asta nu înseamnă că îl iubesc sau lucruri din astea. Da, Îmi pare rău, iubitul meu. Iubitul meu, înțeleg, tata poate nu te-a făcut. Știu și eu cum se purta cu tine, da? Dar puteai să-ți găsești pe altcineva, nu pe iubitul meu. Credeți că nu este adevărat ce spune soția dumneavoastră? Credeți că o căsnicie așa rezistă în timp? Nu știu despre ce vorbește. Despre dumneavoastră. Poate au fost mici neînțelegeri, mici scăpări, în dar orice lucrurile familie astea... sunt mici neînțelegeri. Aici nu vorbim despre mici neînțelegeri. Bine că v-ați activat acum, că sunteți gelos. Dar ani și ani de zile, pentru ce v-ați plafonat? Dar individul ăsta pentru ce să se amestece în familia mea? Ce trebuie să... I-ați făcut loc, pentru că a avut loc, pentru că a existat teren, pentru că dumneavoastră de la un punct încolo nu v-ați mai ocupat, da? De latura aceasta. Ați crezut că gata, dacă vin și poftim cardul, ia și fă și drege, asta le rezolvă pe toate, ea dar nu e așa. Ea s-a complăcut în situația asta, i-a plăcut să-i dau cardul, să meargă să-și cumpere oricare tot ce vrea inima ei. Oricărei îi place asta, dar nu se rezumă totul la asta, da? De ce credeți că Ștefan a putut să o câștige pe soția dumneavoastră în 2 săptămâni? De ce? Cum îi vorbea acest om soției sale, Ștefan? Foarte urât. Chiar și în public, nu-i așa? La fiecare chestie, indiferent că eram noi în familie sau în public, la fel. Du-te, ia-ți, du-te, fă-ți, lasă-mă în pace, nu știu ce. Mai devreme a spus și că îi dădeam cardul și își cumpăra nu știu ce. Păi crezi că este de ajuns să-i dai cardul unei femei să-și cumpere ceva? Ce drept un trandafir în piață costă 9 lei. Du-te și ia-l tu, mergi tu cu picioarele tale până în piață, ia trandafirul ăla, cumpără-l, dă 9 lei pe el din buzunarul tău și du-te și du-i la casă. Nu-i da cardul. Nu vă judecăm. Cardul ăla nu conține trandafiri. Nu are gesturile unui bărbat. Încercăm n-are... să vă arătăm unde ați greșit. Pentru că ați greșit. Ironia sorții este că el mi-a pus-o mie în brațe. Cum așa? Nu înțeleg. Prin tot ce face, nu știu, omul ăla nu i-a oferit atenție, cred că toată viața. Nu știe să poarte cu ea, nu, una, două, o ia peste picior, râde de ea, nu i-a oferit atenție. Când îi zice să meargă cu ea pe undeva, el zice că nu, că du-te singură sau... Deci cum am intrat în casă, jur, am intrat în casă și m-a pus la masă femeia, și se poartă frumos cu mine. Și te-a găsit pe tine, cu atenție, cu una alta, un compliment, ceva, a? Deci s-a uitat numai la mine, când am fost în casă la ei, că vorba aia, am venit și eu ca să-i cunosc. Ți-a făcut o glucea? Cred că da. Cred că e reciproc. Dacă nu mă înșel, cred că și ea mă place pe mine. Credeți că o mamă i-ar fi făcut asta propriei sale fiice dacă relația dintre dumneavoastră era una bună? Eu nu cred așa ceva. Uite ce e, Sergiu. Eu am fost pentru nevasta ta ceea ce îi lipsea, iar ea a fost pentru mine mai mult decât ceea ce îi lipsea. Și fiica mea... asta a fost. Și cu asta basta. Și fiica mea, a trebuit să o folosești pe fiica mea ca să ajungi la soția dreptul, mea? Nu am vrut dreptul să faci orice? Nu am vrut să o folosesc din prima. E schimbat complet viața de cum o știam înainte să plece din țară. Crezi că a făcut ceva obligată fiind de mine vreodată? Întreabă-o. Hai să te întreb eu pe tine. Hai să văd eu cât ești tu de bărbat. Ai avut-o pe fiica mea. Ai avut-o și pe nevastă mea. Ai avut-o și pe aia din fața blocului. Câte femei, de fapt, ai avut sau ai, mai bine spus? Hai! Dacă nu este vorba de familia ta, nu te privește câte femei am avut eu. Ba, mă privește, dar că așa cum ți-ai bătut joc de ele, blocului, cu siguranță ți-ai bătut joc și de altele. Mă lași până la urmă sau țipăm unul peste altul. Aia din fața blocului răspunde. Este o prietenă din copilărie, ne cunoaștem de când ne trăgea taică-su cu Sania pe amândoi pe în fața blocului. Iar aveam 3-4 ani fiecare și nu am avut niciodată niciun contact, nici măcar să ne ținem de mână. Irina a fost un aranjament. Este o simplă ca să scape de Roxana, înțelegeți? M-a ajutat să fac o diversiune. O ruptură. O diversiune ca să pot să mă separ de fiică ta într-un mod elegant. Serios? Într-un mod frumos. Serios? Ia zi, de ce m-ai chemat aici? Băi, n-ar rost să dau o vrăjeală cu tine. Știu că ești mai păcaterincă așa și ești cea mai potrivită să mă ajuți cu ceea ce am de făcut. Ia, ce vreau să de mă făcut? Despar de... tipul asta cu care sunt. Păi, ce ți-a greșit cu ceva sau ce s-a întâmplat? Băi, nu că a greșit. Greșeala a fost a mea că m-am combinat cu o fițoasă, cu o copchilă și chestii din astea, înțelegi? Nu-i gospodină, nu mă ajută cu nimic în casă, ieșim numai în oraș să mâncăm. N-am văzut și eu o ciorbă de perișoare în casă atâta timp, n-am văzut nimic de la ea. Când ai luat-o, nu ai știut că nu face, că nu e ea?
Măi, am găsit pe cineva, dar e bombă. Ce o să zic acum? Ia. Pe măsa, mă. Bă, mă lași. Pe măsa. Nu cred. Nu-mi vine să cred. Pe bune? Cum o să dai? Cât deci, are măsa? Măsa are vreo 50 de ani. Doamne, și dar o lași pe fiesa pentru bombă, măsa? E bombă pe picioare. Deci nu vine să cred. Când am văzut-o în poze, doar fie că s-a face ce face, mi-o arată pe măsa. Parcă e obsedat ea de măsa. Face ce face, scoate telefonul, mi-o arată pe măsa. Eu nu înțeleg ce cu ea. Cum o să o lași pe una de 20 și ceva de ani, câți ani are aia pe și are un corp, nu vine să cred, e mai frumoasă decât fix. Puteam să fiu măgar, să merg pe direct, să fac lucrurile mult mai mizerabil. Dar am preferat să merg pe alte căi, să o iau treptat. Asta înseamnă să faci lucrurile serios? Treptat, să nu rănești oamenii. Wow, să nu te duci, deci era să vin direct la nevastă, să-i spun, uite, bă, te iubesc, gata, nu știu ce, de față cu tine, să fac măscăreală din aia. Ce era aia? El s-a îndrăgostit în două săptămâni, așa. A venit cu lecția învățată. Adu-ți aminte ce minciuni mi-ai invocat când te-am chemat să discutăm și mi-ai spus, poți să spun de acum, tată, socru, ce mi-ai promis? Aduți aminte că o să am grijă de fiica dumneavoastră, am să o iubesc, am să o prețuiesc, am să-i ofer tot ce pentru își dorește ea. Momentul ăla și acum așa am vin cu alte texte. A venit, domnul Ernest, a venit să mă contează mai puțin dacă v-am mințit în față sau nu, contează mai puțin. Cu cadouri? Da, Roxana o să-și refacă viața, e tânără. Bineînțeles. Ce se întâmplă între ea și mama ei, da? Dar durerea și ruptura, mama nu-și va găsi. Sângele apă nu se face indiferent de situații. Ele se vor împăca peste N zile, N luni, poate peste 2 ani, de asta. Dar se vor împăca. Cum ai putut tu? Uită-te în ochii mei! Așa am simțit atunci. Așa ai simțit? Așa, da, așa m-a tăiat pe mine capul, sufletul să fac. Am fost prea nefericită ani și ani de zile. Probabil că și pentru faptul că mi-a amintit foarte mult de tatăl tău. Nu ai nici măcar o scuză. Pentru tocmai, că numai el se purta tocmai, așa frumos cu mine. Tatăl poate că meu, lucrul ăsta m-a făcut să cad în această capcană. Te gândești capcană. Că tatăl meu se răstogolește în mormânt pentru ce mi-ai făcut mie fiicei tale? Te gândești la asta? Te rog, nu mă șantaja cu nu lucrul ăsta. Nu te șantajezi. Te rog. Asta este adevărul, nu e șantaj. Recunosc că am greșit, dar ce vrei să ai fac greșit acum? Și acum suporți consecințele. Punct. Eu? Și care sunt consecințele? Eu nu mai vreau să știu nimic de tine. Tu pentru mine ai murit. Tu nu ești mama mea. Nici măcar o străină. Nu ești nimic. Ești zero barat din momentul ăsta. Dacă vrei să-mi faci un bine cu adevărat, nu vreau să îți mai văd fața în viața vieților mele cât timp o-i trăi. Pentru că tu pentru mine nu ești mama. O mamă nu face așa ceva copilului ei. Iartă-mă, Roxy. Nu o să te iert niciodată? Nu. Nu o să te iert. Te rog frumos să pleci în momentul ăsta. Pleacă! Pleacă, am spus! Tu spui mie în casa mea ce să fac? Tu să-mi dai tu mie lecții în casa mea? Ieși afară! Tu să nu vorbești așa, ieși pentru că singura care mă poate da afară nu din casa nimeni. Asta este ea. Nu iese nimeni din casa asta. Eu o să ies. Eu o să plec! Iar tu, de acum încolo, o să faci gaură într-o altă canapea. Ridică-te să vezi. Ce? Să vadă și domnul Ernest. Uite, uite, ce? Ai făcut gaură în canapea. Asta ai făcut tu, și toți banii ăștia. Și m-ai aruncat în brațele altuia, cel care mi-a arătat ce înseamnă să trăiești. Și de acum încolo o să trăiesc fără tine? O să divorțez. Ce? Ce să faci? Ce ai auzit? Cum să divorțez? Uite așa, nu mai vreau să fiu cu tine. M-am săturat de viața asta. Ai nebunit? De viața asta monotonă. Gianina, ai nebunit? Cum adică să divorțez de mine? Divorțez de tine? Dar ce tu ești? Cine ești tu? Ești vreun sfânt lângă care trebuie să stau neapărat o viață întreagă? Tu? Ce vrei să spui, că ți-ai găsit sfântul? Sau nu, 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 nu. N-are legătură cu el. Nu! Nu. Adică n-ați avut nicio legătură, nu? Este vorba despre noi doi. Tu m-ai ajutat și îți mulțumesc și o să-ți fiu recunoscătoare toată viața mea. M-ai ajutat să-mi cresc copilul, m-ai ajutat să trec peste nenorocirea care a fost în viața mea. M-ai ajutat, dar doar atât. Tu te auzi vorbi... Eu am nevoie mai mult de atât. Am nevoie de un bărbat care să mă privească și să mă vadă ca pe o femeie. Să fie clar,
nu rămân nici cu tine pentru că ești un trântor. Ce ai zis? Nici cu tine. De ce nu mi-ai spus asta din, să mă pregătești, să nu mă lași așa să fierb? Dar eu m-am îndrăgostit femeie, tu ce faci cu mine acum? Tu chiar mă iubești? Da. Măi, tu chiar mă iubești? Tu știi ce înseamnă? Tu chiar simți? De ce nu ne dai o șansă? O femeie are nevoie de o mângâiere, de o vorbă bună, de o vorbă frumoasă, de un cadou, de o floare, de un la mulți ani, de nu știu, de ceva, de multe, de multe. Nu s-a întâmplat de niște cuvinte frumoase. Tu ai uitat. Dar nu s-a întâmplat mereu asta, a fost așa, sporadic. Care mereu? Tu vorbești ca și când mereu toată viața noastră a fost mai, numai meci și numai cazi, da. Du-te și fac cumpărături. Exagerez, Gianina. Să fie clar, nu rămân nici cu tine pentru că ești un trântor. Ce ai zis? Nici cu tine. N-a fost decât o aventură și atât. Și din cauza ta mi-am pierdut fica. Din cauza ta relația mea cu fica mea este distrusă. Nu vreau să vă mai văd nici pe tine, nici pe tine. Înțeleg că nu v-a iertat Roxana, nu? Stai așa, măi. Gianina! Am spus să mă lași. Nu vreau să te mai aud. Nu vreau să te mai văd. Nu avem ce Gianina, să discutăm. Gianina, stai, am zis. Ți-am explicat. Nu mai vreau, nu, și stai, gata. Stai nu puțin, mai vreau. Stai puțin, să vorbim. Ce să vorbim? Despre ce să vorbim? Îți amintești când te luam de mână? Acum nu-ți mai place? Parcă îți plăcea. Hei, ce s-a întâmplat cu tine? Este momentul acum să-mi aduci aminte despre ce a fost? Ce hei, trezește-te, calmează-te un pic. Nu vreau să mai fiu nici cu tine, nici cu el. Vreau să-mi văd de viața mea. Vreau să fiu fericită, vreau să fiu liniștită. Mi-am stricat relația cu copilul meu, îmi este de ajuns. Vreau să fiu liniștită. Ai fost dacă doar o cineva, aventură și atât. Nu mai spune asta. Cum poți să spui așa ceva? Că acum foarte puțin timp mi-ai spus că sunt însemn mult pentru tine, măcar. Măcar asta mi-ai spus. Am spus și mi-ai atunci, dat înțeles că va fi pentru totdeauna. Era. Cum să-mi zici acum treaba asta? Nu poți. La sentimentele mele te gândești? În afară de tine, crezi că în afară de mama iubitei mele nu găseam o femeie de 50 de ani, crezi, în altă parte? Trebuia să fii tamtamul ăsta, trebuia să fii panorama asta. Poate că așa-ți place ție să uite trești, că am, nu știu. Am vrut să trec prin greu, am vrut să-ți demonstrez că trec prin greu ca să fiu lângă tine, de aia. Asta înseamnă greu ceea ce fac eu acum. Este foarte greu să ajung la tine. Tu crezi că eu nu-mi dau seama? Tu crezi că eu nu știu ce am fost eu pentru tine? Am fost așa o... ceva pe mă, care ai preferat. Cum să tragi concluziile astea după toate eforturile pe care le-am depus ca să ajung la tine? Eu am 50 și încă de pun eforturi. Eu am 50 de ani, tu ai 35. Și n-o ce dacă nu-mi ai? Nu spune tu mie că tu poți să mă iubești pe mine. Uită-te, am riduri. Oricât ai de frumoasă aș fi, am riduri. Oricât de frumoasă aș fi, am pielea, nu mai este elastică așa cum este la 20-30 de ani. Deci eu sunt conștientă că un bărbat de vârsta ta niciodată n-o să stea lângă mine așa cum spui tu. Ia spune. Că ai sta lângă mine. Ia spune, nu, asta ai simțit nu. Acum două nopți? Asta ai simțit că n-o să stau cu tine niciodată? Nu este vorba despre ceea ce am simțit. De ce? Atunci. De ce? Atunci a fost. De ce este egal cu zero? Atunci ce a fost? Nu este egal cu zero. A fost foarte frumos, a fost foarte bine, și m-am atunci simțit răsfățată, m-am simțit chiar iubită în momentele alea, dar conștientă că nu va dura. Și am păi și de ce m-ai sigură lăsat să mă îndrăgostesc? De ce nu mi-ai spus asta din prima noapte, din a doua noapte? De ce n-ai spus treaba asta? Dar eu nu pot să-ți impun ție să te îndrăgostești sau să nu te îndrăgostești. Eu vorbesc despre mine de și ce despre spus ceea ce fiind am mai mic decât simțit tine și ceea ce am crezut și eu tu fiind mai mare decât doi mine. De ce nu mi-ai spus și mai mult mai matură decât mine? De ce nu mi-ai spus asta din să mă pregătești, să nu mă lași așa să fierb? Dar eu m-am îndrăgostit femeie. Spun. Tu ce faci cu mine acum? Eu am sentimente pentru tine. Eu te iubesc, femeie. Eu te iubesc. Tu cum să-mi spui mie treaba asta? Tot ce am făcut a fost numai pentru tine să te impresionez ca să demonstrez că se poate. Să mă impresionez, da, ai spus-o, să da, mă să te impresionez ca să, atât. Ca să te asta atrag. Asta nu înseamnă dragoste. Ba da, ai ba vrut da să mă impresionezi? Păi și cum poți să aduci o femeie lângă tine dacă nu o impresionezi? Și dacă nu o faci să se îndrăgostească de tine? Nu-i impresionarea stă la baza dragostei până la urmă? Tu cum cedezi în fața unui bărbat? Nu fiind impresionată de faptele lui, de gesturile lui? Da, sunt impresionată și de atunci gesturile tale, de fapt. Știi că am tale fost în stare să plătesc o persoană care să joace o diversiune și să o facă pe fiică ta să plece de lângă mine? Cum? Eu n-am avut ce treabă cu fata aia.
pur și simplu am pus-o să-ți arunc în brațele mele ca să, ca să o îndepărtez pe fiică ta. Nu crezi în treabă. Mă minți ca nu crezi în treabă, interesează-te. Ți-o aduc în față dacă vrei. Eu cu aia n-am nimic, niciodată n-am avut. Tu chiar mă iubești? Da. Măi, tu chiar mă iubești? Tu știi ce înseamnă? Tu chiar simți? De ce nu ne dai o șansă? Tu vrei să spui că peste 10 ani vei simți la fel? Te vei uita la fel cu atâta drag la mine? Când o să vezi pielea curgând, când o să vezi ridurile din ce în ce mai accentuate și așa mai departe. Gianina, poate o să mă îmbolnăvesc. Nu te nu mai... poți să știi. Dacă te vei îmbolnăvi, voi fi aproape. Eu nu știu ce va fi, ascultă-mă, nu știu ce va fi peste 10 ani. N-am cum să știu că nu sunt Dumnezeu. Da, dar tocmai, știu tocmai sigur că astăzi există pentru amândoi, iar mâine nu se știe dacă va mai exista pentru amândoi. Putem să dispărem amândoi. Eu știu sigur că îmbătrânesc. Și eu știu sigur că te iubesc. Dă-mi o șansă. Vrei sau nu? Gianina a greșit enorm. Asta e evident. Nu a putut rezista ispitei și, pe bună dreptate, ea poate fi judecată aspru. Dar, oricum, cea mai mare pedeapsă, ea și-a primit-o deja. Aceea de a-și pierde, cel puțin temporar, fiica. Însă vinovatul moral este Sergiu, care, dincolo de greșeala impardonabilă a soției lui, a contribuit din plin la dorința Gianinei de a primi afecțiunea și respectul unui bărbat. Că putea fi altul în afară de Ștefan este altă poveste. Interesant totuși că șocul rupturii de fiica ei a făcut-o pe Gianina să vadă mult mai realist situația. Până la urmă, ea și Ștefan au sentimente reale unul pentru celălalt și au de gând să se bucure de ele. Cât va ține povestea lor, nici nu mai contează. Ce s-a întâmplat? Teodor al meu. Așa? A fost dat afară. Da. Pare rău sau... O să am nevoie și de ajutorul tău. Trebuie să mă înțelegi. Îți dai seama, tu crezi că am vrut să se întâmple așa ceva? Na, nu știu, bănuiesc că nu, dar este foarte, foarte ciudat. Măi... Știți ceva? Urcați voi sus, mergeți voi, urcați. Și eu am puțină treabă, vin imediat, vin repede, de ok? De unde te duci? E, am ceva de rezolvat rapid și vin, nu stau mult. Și nu poți să rezolv mâine? Hai că vorbim sus, ok? Ia zi, mamă, cum se mai poartă Ioana cu tine? La fel, nu s-a schimbat tot, așa rece, aha, mă ignoră, ce să fac dacă am ajuns să stau pe banii ei? Aha, da. Ce faci, bă, Teo, ce ai pățit, probleme în dragoste? Salut, vecine, nouă, nouă. Da? Necazuri, nu. M-am băgat la... păcănele. Și am pierdut tot. Deci zici că-s dobitoc, zici că-s...